e pegou aquela fisca, como se chama? Bisca. 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 Simona Caba este o persoană care a decis în urmă cu 10 ani să își trăiască viața pentru Dumnezeu și să se investească pe sine însuși pentru salvarea altora. M-am născut în Oradea, într-o familie de credincioși, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, într-o familie mare. Am crescut la Biserica Betel. Și de la o vârstă fragedă s-a deprins să lucreze pentru împărăția lui Dumnezeu. Momentan locuiesc de 10 ani în Africa, în Mozambic. Am învățat de la părinții mei să-L iubesc pe Iisus, să fiu pasionată. Am învățat și lucrarea de evangelizare și misiune părinții mei și acum am descoperit că din bunici și străbunici există pasiunea pentru evangelizare, pentru sufletele pierdute. Însă dragostea ei pentru Dumnezeu a condus-o spre o altă națiune în care urma să fie echipată pentru lucrarea la care Dumnezeu urma să o cheme. În anul 2002 am ajuns pentru prima dată în Mozambic, în Africa. Am mers cu o echipă de studenți. Anul 2003 s-a deschis o altă ușă să ajung tot în Mozambic. Noi am mers un alt grup de studenți. Pe vremea aceea, foarte puțini în România știau despre misiunea externă. Dumnezeu a deschis ușile și în anul 2004 m-am întors în Mozambic. De data aceasta, pentru un an, am spus eu și au spus liderii echipei Africa pentru Iisus. Din anul 2004, la început era un an, încă un an, încă un an și iată că se împlinesc aproape 10 ani de când sunt acolo în Mozambic. Inima Simonei Caba s-a lipit încă de la prima sa vizită de acei copii care înconjurau grupul de misionari ori de câte ori aceștia apăreau în zone publice. Și totodată ea a fost revoltată profund de felul în care sunt percepute și tratate femeile în Mozambic. Îmi aduc aminte când am ajuns, imediat după ce am fost luați de la aeroport, ne-am oprit într-o stație de benzină și în câteva secunde am fost înconjurați de copii, copii de ciocolată, îmi place să-i numesc, că au pielea ciocolatie, frumoși, niște ochi negri. La început eram foarte revoluționară. Ce mă indigna cel mai mult era faptul că fetele erau privite foarte așa ca un bun material. Acolo căsătorie înseamnă un bărbat, un băiat, de multe ori un poligam, un bărbat cu mai multe soții, are nevoie de mai multă mână de lucru. Găsește o fătuță de 90 ani în apropiere, începe să plătească, negociază cu părinții un preț pentru ea, fără ca fata să aibă vreun cuvânt. Bineînțeles, este un copil. Ca la 13-14 ani, părinții să-i spună, uite, am cheltuit destul cu tine, deja ți s-a plătit prețul, ai fost cumpărată, deci tu trebuie să te muți și să locuiești cu ei. Când mergem pe jos, mergem de multe ori câte 7-8 kilometri ca să ajungem la următoarea colibă, prin pădure, de multe ori cad copaci din aia uriași, cad în drum și noi trebuie să ne facem drum. Câteodată reușim să mergem cu mașina. Îmi place să mă duc în locuri unde n-a fost nimeni înainte, pentru că știu că la capăt ne așteaptă oameni doritori, oameni care ne-au așteptat de mult timp. Ei sunt uimiți când întâlnesc dragoste, pentru că pentru 400 de ani ei au fost chinuiți de portughezi, au fost torturați, chinuiți, au fost sclavi în propria lor țară. Ei sunt foarte impresionați și ne mulțumesc foarte mult, sunt foarte recunoscători. Când ne întâlnesc, când noi mergem și locuim cu ei,
când le spunem despre dragostea lui Iisus, când le arătăm practic că iubim, sunt foarte recunoscători. În primul rând, am învățat să nu-i condamnăm. Acceptăm nu ceea ce fac ei, ci acceptăm pe ei ca identitate, cine sunt ei și de ce fac tot ceea ce fac. De multe ori, faptul că o femeie merge la vrăjitor cu copilul bolnav este pentru că o iubește copilul, deja i-au murit 3-4 copii și dorește să-l salveze. Merge la medicul tradițional, așa se spune. În prezent, organizația de misiune Africa pentru Iisus derulează numeroase proiecte în Mozambic, printre care au fondat o biserică a bazei de misiune și lucrează la plantarea de biserici noi. Organizează călătorii de evangelizare și dețin o grădiniță și o școală biblică în care formează lucrători noi din rândul localnicilor. Organizația a demarat proiecte de alfabetizare a mozambicanilor și predau cursuri de calculatoare și de specializare în anumite meserii. Lucrăm cu familiile care sunt afectate de HIV. Avem o școală biblică unde pregătim lideri pentru bisericile care se plantează între musulmani, între locurile unde niciodată nu s-a auzit Evanghelia. Dumnezeu ridică o biserică în Mozambic. Este foarte mare nevoie de lideri. Ei nu înțeleg, după ce ai primit o veste așa de bună, care aduce atâta bucurie astăzi și pentru viața veșnică, să rămâi indiferent și să stai într-un loc. Ei înțeleg că este o veste care trebuie să fie răspândită în toată lumea, în toată țara. Aproape toți se transformă în evangheliști. Majoritatea nu știu să scrie, să citească, dar atâta cât ei au auzit și ceea ce le-a transformat viața, ei transmit mai departe. Și avem foarte multe cerințe. De multe ori nu știm încotro să mergem. Oameni care au ajuns, care au plecat, kilometri întregi până la un trib apropiat, la o grupare de oameni apropiată și le-au spus că există o veste bună, că există speranță, că n-au fost creați pentru moarte, pentru blestem, pentru boli și Dumnezeu are un plan pentru viața lor. Eu cred că a sosit timpul ca acest continent care trăia sub blestem și multă moarte și durere să se ridice și cred că Dumnezeu vrea să ridice o armată de închinători din Africa. Au o putere și o dăruire în închinare înaintea lui Dumnezeu de la care noi trebuie să învățăm foarte mult. În mijlocul foametei, a sărăciei și a opresiunii, într-o lume în care vrăjitoria ține loc de medicină și de religie, misionarii din organizația Africa pentru Iisus aduc o rază de speranță și deschid drumul către cer pentru poporul mozambican.